Salutare și bine v-am găsit! Vom rezolva primul test de antrenament propus pentru pregătirea examenului de BAC 2021 Profil Științe ale Naturii. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Vom începe cu subiectul întâi roman. Iar la primul punct, va trebui să arătăm că numărul A este întreg, Haideți să vedem cum facem acest lucru. Va trebui să calculăm numărul, real, numărul a și să demonstrăm că este întreg. Și avem 3 plus 4 radical din 3 minus 2 plus radical din 3, totul la puterea a doua. Vom scrie a egal cu 3 plus 4 radical din 3 minus. În paranteză, Va trebui să folosim următoarea formulă. A plus b, totul la puterea 2, care este egal cu a la 2 plus 2ab plus b la 2. Da, deci 2 reprezintă a în formula noastră și b reprezintă radical din 3. Și vom scrie. A la 2, adică 2 la 2, este 4 plus. 2AB, 2 ori 2 radical din 3, adică plus 4 radical din 3 și plus B la a doua, radical din 3 la puterea a doua, care ne va da 3. Am pus paranteză pentru că avem minus în fața parantezei și acest lucru ne va schimba semnele. Deci vom obține 3 plus 4 radical din 3 minus 4 minus 4 radical din 3 minus 3. Observăm că o să ni se reducă 4 radical din 3 cu minus 4 radical din 3 și 3 cu minus 3. Și am obținut minus 4, care este număr întreg. Deci aparține lui Z. Am demonstrat că numărul a este întreg. La punctul 2 avem următoarele două funcții: f de x și g de x și va trebui să determinăm abscisele punctelor de intersecție a graficelor celor două funcții. Deci avem f de x care este 2x plus 3 și g de x care este 4x la 2 plus 2x. Și va trebui să determinăm abscisele punctelor de intersecție a celor două grafice. Pentru acest lucru vom pune condiția f de x egal cu g de x. Și dacă egalăm cele două relații, observăm că îl vom putea obține pe x. Și asta înseamnă abscisele punctelor de intersecție, adică valorile lui x. Și vom avea 2x plus 3, deci egalez funcțiile f de x cu g de x. Și obținem 2x plus 3 egal cu 4x la a plus 2x. Observăm că o să ni se formeze o ecuație de gradul 2. Deci încercăm să ducem totul într-o parte. 4x plus 2x. 4x la 2 plus 2x, ceilalți termen o să vină cu minus, că sunt din partea opusă. Minus 2x, minus 3, egal cu 0. Observăm că ni se reduce 2x cu minus 2x și vom avea 4x la 2 minus 3, egal cu 0. Deci vom putea scrie 4x la 2 egal cu 3, de unde înseamnă x la 2. Deci avem mai multe variante de a rezolva această ecuație, da? Haideți să vedem prima variantă. Vom putea scrie după formula a la 2 minus b la 2 și vom putea scrie a minus b pe lângă a plus b. Deci asta înseamnă 2x. Minus radical din 3, pe lângă 2x plus radical din 3 egal cu 0. Da? Aceasta este prima metodă prin care putem rezolva această ecuație de gradul 2, iar de aici vom egala fiecare paranteză cu 0. Adică 2x minus radical din 3 egal cu 0, deci rezultă 2x este egal cu radical din 3, rezultă x va fi radical din 3 supra 2. Și cea de-a doua paranteză, 2x plus radical din 3 egal cu 0, rezultă 2x egal cu minus radical din 3, rezultă x va fi minus radical din 3 supra 2. Da, și am obținut cele două soluții. Iar cea de-a doua metodă va fi 4x la 2 egal cu 3, x la 2 va fi egal cu 3 supra 4 iar x va fi egal cu plus minus radical din 3 supra 4, adică x va fi egal cu plus minus radical din 3 supra 2. Și am obținut aceleași valori. Da? Deci putem scrie că soluția noastră va fi minus radical din 3 pe 2 și radical din 3 pe 2. Da? Și a treia soluție, ecuație de gradul 2, ne lipsește termenul din mijloc, putem rezolva și cu delta dacă nu vă dați seama de altă rezolvare. Dar din cele două metode puteți să o alegeți pe care doriți. La punctul 3, rezolvați mulțimea numerelor reale ecuația 2 la puterea x la 2a plus 4x plus 2 egal cu 64 ori 2 la x. Pentru a putea rezolva această ecuație exponențială, va trebui să avem aceeași bază, atât în partea stângă cât și în partea dreaptă. În partea stângă avem baza 2. În partea dreaptă îl avem pe 2 la x, dar pe 64 va trebui să-l transformăm în baza 2. Și îl vom descompune în factor dacă nu ne dăm seama. 64 împărțit la 2 ne va da 32, împărțit la 2 ne dă 16, împărțit la 2 ne dă 8, împărțit la 2 ne dă 4, împărțit la 2 ne va da 2 și 2 se împarte la 2 și obținem 1. Și acum vedem că avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci pe 64 îl vom putea scrie 2 la puterea 6 -a. Și vom scrie prima parte a ecuației exponențiale, o scriem neschimbată, egal cu, în loc de 64, punem 2 la 6 ori 2x. 2 la puterea x la 2 plus 4x plus 2 va fi egal cu, în partea dreaptă avem aceeași bază, asta înseamnă că puterile se adună. Deci vom avea 6 la 2 la puterea 6 plus x. Iar acum, pentru a rezolva această ecuație, este suficient să egalăm puterile. Și le vom face în felul următor: x la 2 plus 4x plus 2 egal cu 6 plus x avem o ecuație de gradul 2. Asta înseamnă x la 2 plus 4x minus x. Deci trecem totul în partea stângă. Va fi 3x și 2 minus 6 va fi minus 4 egal cu 0. De aici va trebui să aflăm delta. Delta este b la 2 minus 4ac, adică 9 minus 4 ori 1 ori minus 4, adică 9 plus 16, ne va da 25. Iar acum, x1-2 va fi egal cu minus b, adică minus 3, plus sau minus radical din delta, adică 5, supra 2-a, 2 ori 1. Deci avem x1 va fi minus 3 plus 5 supra 2 și va fi egal cu minus 3 plus 5, va fi 2 supra 2, care ne dă 1. Și x2 va fi egal cu minus 3, minus 5 supra 2 deci va fi egal cu minus 8 supra 2 egal cu minus 4. Da, și am obținut soluțiile minus 4 și 1. Vom trece mai departe la exercițiul 4. Va trebui să calculăm probabilitatea că alegând un număr A din mulțimea A formată din 2, minus 1, 1, 3 și 4, acesta să verifice inegalitatea. Avem următoarea inegalitate, a la a doua, minus 2 minus 2a plus 1 mai mare sau egal decât 3. Și acum va trebui să verificăm în parte fiecare soluție. Deci, odată, minus 2, da? Îl verificăm pe minus 2. Și vom avea minus 2 la puterea a doua, minus 2 ori minus 2 plus 1. Să vedem, este mai mare sau egal decât 3. Asta înseamnă radical din Minus 2 la 2 vine 4 plus 4 plus 1. Asta înseamnă radical din 4 plus 4 ne va da 8 plus 1 radical din 9 mai mare sau egal decât 3, adică 3 mai mare sau egal decât 3, ceea ce este adevărat. Deci am găsit o soluție bună. Vom merge cu minus 1. Minus 1 la puterea 2, minus 2 ori minus 1 plus 1 mai mare sau egal decât 3. Asta înseamnă radical din 1 plus 2 plus 1. Asta înseamnă radical din radical din 4, adică 2 mai mare sau egal decât 3, ceea ce este fals. Deci nu avem o soluție bună, apoi mergem cu 1, 1 la 2, minus 2 ori 1 plus 1 mai mare sau egal decât 3. Asta înseamnă radical din 1. Minus 2 minus 1 plus 1 este 0. Mai mare este egal decât 3. Adică am scris 1 minus 2 plus 1, da? Și vom avea 0 mai mare este egal decât 3. Ceea ce este din nou fals. Îl mai avem pe 3 și pe 4 de verificat radical din. 3 la 2, minus 2 ori 3 plus 1. Asta înseamnă radical din 9, minus 6, plus 1, mai mare sau egal decât 3. 9, minus 6 este 3, plus 1, va fi radical din 4, mai mare sau egal decât 3, adică 2 mai mare sau egal decât 3 este, din nou, fals. Și ultima verificare, 4 la puterea 2, minus 2 ori 4, plus 1, mai mare sau egal decât 3. Asta înseamnă că ne va da 16 minus 8 plus 1. 16 minus 8 este 8 plus 1, radical din 9, mai mare sau egal decât 3, ce înseamnă 3 mai mare sau egal decât 3, este adevărat. Deci am obținut două soluții adevărate. Deci probabilitatea este numărul cazurilor favorabile, adică 2. 2. Am găsit două soluții bune pe numărul total de încercări. Deci am făcut 1, 2, 3, 4, 5 încercări pentru că 5 numere am avut în mulțimea A. Deci răspunsul este P egal cu 2 supra 5. Avem reperul cartesian XOY și se consideră paralelogramul MNPQ și va trebui să determinăm ecuația dreptei MQ. Haideți să desenăm un paralelogram. Ca să vedem despre ce este vorba. Deci avem paralelogramul MNPQ și noi va trebui să găsim ecuația dreptei MQ. Noi ce știm la paralelogram? Noi știm că MQ este egal cu PN și MQ este paralel. Și este paralel cu NP. Pentru a afla ecuația unei drepte, vom avea nevoie de panta unei drepte, da? Și dacă aceste două drepte sunt paralele, înseamnă că panta dreptei MQ este egală cu panta dreptei NP. Deci, din relația pe care am scris-o, că MQ este paralel cu NP. Da? Și atunci cele două pante sunt egale. Haideți să calculăm panta dreptei NP, da? pentru că o putem afla, pentru că știm toate coordonatele. Panta dreptei NP este egal cu YP minus YN totul supra XP minus XN. Haideți să înlocuim coordonatele, da? Avem N de coordonate 5 și 4 și P de coordonate 4 și 0. Și acum, yp este 0, minus yn, 0, minus 4, totul supra, 4, minus 5. Vom avea minus 4 supra, minus 1, am obținut că panta dreptei mp este 4. Și atunci rezultă de aici că și panta dreptei mq este tot 4. Și vom putea scrie ecuația pantei pentru MQ. Ecuația dreptei lui MQ va fi Y minus YM egal cu M pe lângă X minus XM. Și vom înlocui. Și de aici rezultă că va fi egal cu... Deci va trebui să punem coordonatele lui, lui coordonatele lui M și vom scrie în felul următor Y minus 3 egal cu 4X minus 8. Deci rezultă că Y va fi egal cu deci în partea dreaptă avem pe 4X ul îl trecem și pe 3 cu semn schimbat minus 8 plus 3 minus 5. Deci Y egal cu 4X minus 5 este ecuația dreptei MQ. Vom trece la problema 6. Deci la problema 6 va trebui să avem un, un triunghi înscris în cer cu raza de 5. Și trebuie să arătăm următoarea relație. Deci ne vom folosi de teorema sinusului. Teorema sinusului este în felul următor. A mic supra sin de A egal cu B mic supra sin de B egal cu C mic supra sin de C egal cu 2r. Deci de două raza. Dacă avem un triunghi notat cu ABC, deci avem un triunghi și vom nota, îl vom nota, ca să vedeți de unde vine a mic, b mic și c mic. Avem un triunghi ABC. Latura opusă unghiului A o vom nota cu a mic. Latura opusă unghiului B o notăm de regulă cu B mic și latura opusă unghiului C o notăm cu C mic. Ca să vedem notațiile din formulă. A mic supra de A, asta înseamnă BC supra de A egal cu B mic, adică AC supra sin de B egal cu, în loc de C mic, vom pune AB supra de C egal cu 2 ori raza, care știm că e 5, adică cu 10. Și acum vom lua fiecare raport în parte. BC supra sin de A egal cu 10 rezultă că sin de A va fi egal cu BC supra 10. Că noi va trebui să mulțim sin de A ori sin de B ori sin de C. Apoi vom lua raportul din mijloc, adică AC supra sin de B egal cu 10, de aici rezultă că sin de B va fi egal cu AC supra 10. Și vom mai avea AB supra sin de C egal cu 10, rezultă că sin de C va fi egal cu AB supra 10. Da? Și de aici, ca să ajungem la relația dorită, vom înmulți relațiile obținute. Adică, sin de A, trebuie să scriem jos, sin de A ori sin de B ori sin de C va fi egal cu BC supra 10 ori AC supra 10 ori AB supra 10. Și totul vom putea scrie cum avem sus AB ori AC ori BC, totul supra 1000. Și am ajuns la relația pe care trebuia să o demonstrăm. Trecem la subiectul 2, Roman. Avem următoarea matrice. Iar la A va trebui să arătăm că determinant de matricea A, dar de 1 și 0, este egal cu 0. Noi avem matricea de formă AB. Deci, unde avem AB, pentru punctul A vom înlocui. Da? Trebuie să arătăm că matricea A de 1 și 0. Asta înseamnă că pentru punctul A îl vom înlocui pe A cu 1 și pe B cu 0. Deci pentru punctul A. Și vom obține. Haideți să vedem cât este determinant din A de 1 și 0. Vom scrie de forma următoare. În loc de A sus, vom pune 1. Pe urma A minus 2. 1 minus 2 este minus 1. B plus 1, adică 0 plus 1, este 1 și 0 minus 1 este minus 1. Și am format determinantul direct. Și vom înmulți pe diagonala principală minus diagonala secundară. Și va fi minus 1 plus 1 și va fi egal cu 0. Deci am demonstrat. La punctul B va trebui să demonstrăm că dacă A aparține intervalului minus infinit 0 și B aparține intervalului 0 plus infinit, atunci A de A și B este inversabilă. Care este condiția ca o matrice să fie inversabilă? Condiția este ca determinant de matricea respectivă, deci în cazul nostru determinant de matricea A, de A și B, să fie diferit de 0. Deci aceasta este condiția pentru ca orice matrice să fie inversabilă. Da, haideți, să, haideți să vedem care este determinantul. Deci avem determinant de A, A-2, B-1 și B-1. Haideți să calculăm determinantul. La fel, înmulțim pe diagonala principală minus elementele înmulțite de pe diagonala secundară. Haideți să facem calculele, scăpăm de paranteze și vom avea AB, deci atenție la semne, minus A, minus. Punem o paranteză, înmulțim cele două paranteze pentru că avem minus în fața lor, da? Și vom avea AB plus A minus 2B minus 2. Haideți acum să desfacem paranteza, vom schimba semnele. AB minus A minus. AB minus a plus 2b plus 2. Și vom obține. Observăm că se reduc aB minus aB. Și vom avea minus a minus a, vom obține minus 2a plus 2b plus 2. Asta înseamnă, la o formă mai frumoasă, 2 pe lângă B minus A plus 2, da? L-am pus pe B în față pentru că am fi avut minus A plus B plus 2 și atunci am scris B minus A plus 2. Iar acest lucru înseamnă că, deci noi știm că A aparține de la minus infinit 0 și pentru că B aparține de la 0 la plus infinit, de aici rezultă că b minus a plus 1 este mai mare decât 1. Și de aici rezultă că determinant de a din a și b este diferit de 0 și rezultă că matricea a de a și b este inversabilă. Haideți să vedem ce ne cere punctul c. Va trebui să determinăm matricea x pentru care matricea a de 1 și 3 ori x este egal cu a de 2 și 1. Haideți să facem acest lucru. Deci, va trebui, la punctul C, să facem matricea A de 1 și 3, ori matricea X egal cu matricea A de 2 și 1. Vom mai scrie încă o dată matricea A de X. A de A și B. Care este A, A minus 2, B plus 1 și B minus 1. Da? Și acum, haideți să aflăm care este matricea A de 1 și 3. Deci, înlocuim A cu 1, B cu 3. A cu 1 înseamnă 1, 1 minus 2 înseamnă minus 1, B plus 1, adică 3 plus 1 este 4, și 3 minus 1 este 2. Ori matricea X care este o luăm de forma ABCD. Da? Care este necunoscuta noastră și acum matrice A de 2 și 1, pe al înlocuim pe 2, cu 2 și pe B cu 1. Și asta înseamnă 2, 2 minus 2 este 0, B plus 1 este 2 și B minus 1, 1 minus 1 este 0. Deci primele două matrice le vom înmulți, deci linie cu coloană, și vom avea A minus C primul element, apoi urmează B minus D. Deci am mulțit prima linie cu prima coloană. Deci am făcut prima linie cu prima coloană, iar apoi a doua linie cu a doua coloană, da? Element cu element. Și acum trecem mai jos și vom mulți 4 ori A plus 2C și 4 ori B plus 2D. Egal cu 20. 2, 0. Și acum va trebui să egalăm. Deci va trebui să egalăm A minus C cu 2, să formăm relație. Și pe urmă 4A minus 2C cu 2, pentru că vom avea două ecuații cu două necunoscute. Și vom obține A minus C egal cu 2 și 4A plus 2C egal tot cu 2. Deci, va trebui fie să mulțim prima ecuație cu 2 sau să împărțim a doua ecuație prin 2. Haideți să mulțim prima cu 2 și vom avea 2a minus 2c egal cu 4 și 4a plus 2c egal cu 2. Și observăm că reducem pe c. 2a plus 4a va fi 6a egal cu 6. Deci de aici rezultă că a va fi 1. Iar C va fi 1 minus C egal cu 2, minus C va fi egal cu 2 minus 1, care este 1, deci C va fi egal cu minus 1. Deci am aflat pe A și pe C. Iar acum pentru a afla pe B și pe D, vom egala B plus B minus D, din nou formăm două, un sistem, din două ecuații cu două necunoscute. Înmulțim din nou prima sau împărțim a doua prin 2. Și 2B minus 2D egal cu 0 și 4B, 4B plus 2D egal cu 0. Tragem linie și le adunăm. Și observăm că avem 6B din nou, minus 2D cu 2D se reduce, egal cu 0. De aici rezultă că B va fi egal cu 0. Și acum îl vom afla și pe D, adică 0 minus D egal cu 0, deci și D este tot 0. Și acum putem înlocui în matricea I, X, care am notat-o cu A, B, C, D. Da? Pentru că am aflat rezultatele, matricea X va fi de formă. Haideți să-l punem pe A, 1, 0, minus 1 și 0. Deci aceasta este matricea pe care trebuia să o aflăm. Acum mergem la subiectul 2 roman, punctul 2. Avem o lege de compoziție, iar la primul punct va trebui să arătăm că 1 compus cu minus 1 este egal cu minus 7 supra 3. Legea noastră arată în felul următor. x compus cu y este egal cu 3xy minus x plus y plus 2 supra 3. Și noi va trebui să facem 1 compus cu minus 1. Da? Deci în loc de x punem minus 1, în loc, de, în loc de x punem 1 și în loc de y vom pune minus 1. Și vom face în felul următor. Adică 3 ori 1 ori minus 1 minus 1 minus 1 plus 2 supra 3. Și va fi egal cu minus 3... 1 minus 1 este 0, minus 3 plus 2 supra 3. Îl țin cu 3, va fi minus 9 plus 2. Totul supra 3, deci vom obține minus 7 supra 3, ceea ce trebuia să demonstrăm la punctul A. Iar la punctul B va trebui să demonstrăm că x compus cu y este de forma 3 pe lângă x minus 1 pe 3, y minus 1 pe 3, plus 1 pe 3. Deci, noi pornim de la relația inițială și va trebui să ajungem la această relație pentru a demonstra. Pe păi, relația inițială este în felul următor. x compus cu y este 3xy minus x plus y plus 2 pe 3. Întotdeauna ne vom uita la ultimul termen când va trebui să descompunem. Și ultimul termen din relația inițială este 2 pe 3. Deci 2 pe 3 îl vom putea scrie ca 1 pe 3 plus 1 pe 3. Da? Și ne-a rămas termenul care este singur. Și atunci vom mai scrie încă o dată relația 3xy vom desface și paranteza, minus x minus y și în loc de 2 pe 3 vom scrie 1 pe 3 plus 1 pe 3. Vom grupa 2 câte 2 termenii da? și vom obține. Deci dacă grupăm primii 2 termeni, vom avea 3x pe lângă. Deci prim, din primul termen rămâne y minus și pentru că din al doilea termen îl avem doar pe x și nu îl avem pe 3, vom pune 1 supra 3. Da? Că dacă vom înmulți 3x ori 1 supra 3, ne va da x. Iar acum următorii doi termeni, dăm minus în față și vom pune y minus 1 pe 3 plus 1 pe 3. Și deja observăm că paranteza o vom putea da factor comun, că este comună, iar din primul termen rămâne 3x și din al doilea termen va rămâne doar minus 1, plus 1 pe 3. Și acum observăm că avem un 3 în față, da? Deci din paranteza 3x minus 1 îl vom da pe 3 factor comun și vom avea x minus din nou 1 supra 3, pentru că l-am forțat pe 3. Pe lângă y minus 1 pe 3 plus 1 supra 3. Și am obținut relația pe care noi trebuia să o demonstrăm. Iar la punctul C va trebui să calculăm 1 compus cu 1 pe 2, compus cu 1 pe 3, totul până la 1 compus cu 1 supra radical din 2, compus cu 1 supra radical din 3, compus cu puncte puncte, cu 1 supra radical din 2021. Deci, pentru a rezolva punctul C, deci de obicei, va trebui să ne folosim de punctul A sau de punctul B. Deci, de punctul în care noi a trebuit să descompunem legea inițială de compoziție într-o paranteză, pe lângă o altă paranteză, plus un termen liber. Da? Și noi, termenul liber este 1 pe 3, da? Și conform punctului B, noi putem demonstra foarte ușor această relație. Pentru că noi putem să scriem acestea, această relație 1 compus cu. Dacă raționalizăm. Deci raționalizăm fiecare termen. Vom avea radical din 2 pe 2. Deci nici nu trebuie să raționalizăm, pentru că vom putea scrie 1 supra radical din 2, compus cu 1 supra radical din 3, compus cu puncte-puncte. La un moment dat vom ajunge la 1 supra radical din 9. Compus cu puncte-puncte până la radical din. 1 supra 2, radical din 2021. Și relația aceasta, 1 supra radical din 9, înseamnă 1 supra 3. Și noi am demonstrat că, la punctul B, da? dacă noi compunem x compus cu 1 supra 3, egal cu 3 pe lângă x minus, facem în formula pe care am descompus-o, în loc de y punem 1 pe 3 minus 1 pe 3 plus 1 pe 3. Paranteza aceasta ne dă 0 și atunci rezultă că toată relația este compus cu 1 pe 3. Da? Și pentru că noi prima parte o vom putea nota cu x și x compus cu 1 pe 3 ne va da tot 1 pe 3. Deci conform punctului B, unde x compus cu 1 pe 3 ne va da 1 pe 3, rezultă că 1 compus cu 1 supra radical din 2, compus cu 1 supra radical din 3, compus cu puncte puncte, 1 supra radical din 2021 va fi 1 supra 3. Pentru că acest lucru l-am demonstrat cu ajutorul punctului B. Iar acum mergem mai departe la subiectul 3 romani. La primul punct, va trebui să calculăm derivata funcției f de x. Deci f derivat de x este 1 minus 1 supra x la 2 plus 1, totul derivat. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Deci avem 2 două, două termeni. În paranteză, 1 derivat ne dă 0 și pe urmă vom face, dacă nu ne dăm seama, vom face fpg. Deci, păstrăm minusul în față, da? Și vom face 1 derivat ori x la 2 plus 1, minus 1 ori x la 2 plus 1, totul derivat, supra x la 2 plus 1, totul la a doua. Și vom avea minus pe lângă 1 derivat e 0, deci prima paranteză e 0. Și vom pleca din nou cu minus, iar paranteza derivată x la 2 plus 1 este 2x. Totul supra, x la 2 plus 1, totul la 2. Minus cu minus va face cu plus, deci ne rămâne 2x supra, x la 2 plus 1, totul la 2. Și am aflat derivata funcției. La b, deci acesta a fost punctul 1a, la b va trebui să arătăm că dreapta de ecuație Y cu 2021 este paralelă cu asimptota spre plus infinit la graficul funcției F. Păi asimptoma spre plus infinit înseamnă limită când X tinde la infinit din F de X, adică din 1 minus 1 supra X la 2 plus 1. Haideți să aducem la același numitor să obținem o singură fracție. Și vom avea limită din x la 2 plus 1 minus 1. Totul supra, deci când x tinde la infinit, x la 2 plus 1. Observăm că 1 cu minus 1 se reduce și vom avea limită când x tinde la infinit din x la 2 asupra x la 2 plus 1. Deci avem limita tinde la infinit, avem gradul de sus egal cu gradul de jos, este egal cu coeficienții, raportul coeficienților din fața gradului celui mai mare, adică cu 1. Deci avem dreapta 1, care este y egal cu 2021, și dreapta 2, care este y egal cu 1. Și cele două drepte, de 1, paralel cu de 2, sunt paralele dacă și numai dacă panta dreptei de 1 este egală cu panta dreptei m2. Și cum la ecuația simtotei orizontale, când limita este egală cu 1, rezultă panta. panta spre plus infinit este 0. Și panta lui Y egal cu 2021 este tot 0. Deci rezultă că cele două pante sunt egale și rezultă că dacă pantele sunt egale, rezultă că dreptele sunt egale, da. Deci noi avem că panta lui de 1 egală cu panta lui D2 și de aici rezultă că dreapta de 1 este paralelă cu dreapta de 2 după notațiile pe care le-am folosit. Și la punctul C ne, te ne cere să determinăm punctele de inflexiune a funcției F. Păi punctele de extrem. Le aflăm cu f derivat de x egal cu 0, și cu f derivat de 2 ori de x egal cu 0 vom afla punctele de inflexiune. Deci, va trebui să mai derivăm încă o dată. Deci, derivata pe care am obținut-o la punctul a este 2x supra, x la 2 plus 1, totul la 2. Deci, această funcție va trebui să o derivăm din nou. Deci, o vom deriva ca f supra g care este egal cu f derivator g minus f ori g derivat totul supra g la puterea 2. Păi funcția f e cea de sus, g e cea de jos. Haideți să vedem. Vom scrie 2x derivat, haideți să scriem detaliat, minus 2x pe lângă, acum paranteza, la puterea 2, derivată. Supra x la 2 plus 1, totul la puterea 4. Și acum înseamnă 2x derivat este 2 pe lângă x la 2 plus 1, totul la 2. Și minus, minus 2x și acum x la 2 plus 1, totul derivat înseamnă că puterea trece în față, deci ori 2, paranteza îi scade un 1 la putere, deci la puterea 1, ori paranteza derivată adică ori 2x. Totul supra, x la 2 plus 1, totul la 4. Haideți să desfacem parantezele. Sau putem să dăm factor comun. Haideți să vedem ce calcule mai putem face mai întâi. Vom avea minus 2x ori 2 ori 2x, bine, 8x, pe lângă x la 2 plus 1, pe lângă x la 2 plus 1 totul la a patra. Asta vine. Vom putea da factor comun x la 2 plus 1 pe lângă 2 pe lângă x la 2 plus 1 minus 8x. Aici vine 8x la 2. Totul supra x la 2 plus 1. Și vom avea x la 2 plus 1 pe lângă 2x la 2 plus 2 minus 8x la 2. Totul supra x la 2 plus 1 egal cu 4. Asta înseamnă x la 2 plus 1 pe lângă 2 minus 6x la 2. Supra x la 2 plus 1, totul la a patra. Observăm că se simplifică paranteza de sus cu puterea 4, și jos va rămâne puterea 3. Și vom avea 2 minus 6x la 2, totul supra x la 2 plus 1, totul la puterea a, totul la puterea 3. Și acum, pentru a afla punctele de inflexiune, va trebui să egalăm cu 0 ce am obținut. 2 minus 6x la 2 totul supra x la 2 plus 1 la puterea 3 -a egal cu 0. Deci aici am obținut derivata a doua și acum vom egala cu 0. Și vom avea doar partea de sus, 2 minus 6x la 2 egal cu 0, asta înseamnă minus 6x la 2 egal cu minus 2. Adică x la 2 va fi, deci o mulțim cu minus 1, va fi egal cu 2 supra 6. X la 2 va fi egal cu 2 supra 6 se simplifică 1 supra 3. Deci vom avea două puncte. X egal cu plus minus 1 supra radical din 3. Dacă raționalizăm, vom avea plus minus radical din 3 supra 3. Deci x egal cu minus radical din 3 pe 3 și x egal cu radical din 3 supra 3 sunt punctele noastre de inflexiune. Și dacă vom face tabel, x, f derivat de 2 ori de x și f de x și vom pune minus radical din 3 supra 3, radical din 3 supra 3, 0, între rădăcini sem contrar lui x, adică plus, că x-ul este cu minus și minus, da? și pe intervalul minus infinit minus radical din 3 pe 3 funcția este concavă, convexă și concavă. Da? Și noi vom putea scrie f derivat de 2 ori de x mai mic sau egal decât 0, oricare ar fi x aparține intervalului minus infinit, minus radical din 3 supra 3, f derivat de 2 ori de x este mai mare sau egal decât 0, oricare ar fi x aparține intervalului închis, Minus 3 supra 3, radical din 3 supra 3 și f derivat de 2 ori de x mai mic sau egal decât 0, oricare ar fi x, aparține intervalului radical din 3 supra 3 și plus infinit. Și de aici rezultă că x egal cu minus radical din 3 supra 3 și x egal cu radical din 3 supra 3 sau 1 supra radical din 3 și minus 1 supra radical din 3 sunt puncte de inflexiune. Da? Ceea ce trebuia să arătăm. Deci la punctul C determinați punctele de inflexiune ale funcției f. Și acum vom merge la subiectul 2, unde vom avea integrale. Deci va trebui să calculăm punctul A. Deci avem, va trebui să arătăm că integrală de la 1 la 2 din f de x, care este e la x ori sin de x, totul supra sin de x, ne va da e pe lângă e minus 1. Haideți să înlocuim, am înlocuit pe f de x și observăm că putem să simplificăm sin de x de sus cu sin de x de jos și vom obține integrală de la 1 la 2 din e de x de x care înseamnă e la x de la 1 la 2. Și vom avea e la 2 minus e la puterea întâi, Nu o mai scrie. Observăm că putem să-l dăm factor comun pe e și vom obține e minus 1, ceea ce trebuia să demonstrăm la punctul A. Acum, la punctul B, va trebui să calculăm integrală de la 0 la pi pe 2 din f de x de x, unde f de x este e la x ori sin de x. Deci vom face integrală de la 0 la pi pe 2 din e la x ori sin de x. de x. Va trebui să o, să o integrăm prin părți, da? Să facem metoda integrării prin părți. Deci pe f îl notăm cu sin de x. Deci de aici rezultă că f derivat va fi cosinus de x și g derivat este e la x, deci de aici rezultă că G va fi egal tot cu E la X. Vom face E for G. Deci va fi egal cu f for G. Haideți să mai scriu încă o dată. E for G, adică E la X or sin de X. De la 0 la pi pe 2 minus integrală de la 0 la pi din e la x ori cos de x, adică f derivat ori g. Și observăm că va trebui să mai facem încă o dată prin părți această integrală. Haideți să o scriem mai sus. f egal cu cosinus de x rezultă că f derivat este minus sin de x. Și g derivat este e la x rezultă că g va fi tot e la x. Și acum vom scrie din nou ce vom face este să notăm prima integrală cu i. Da? Deci vom nota integrala aceasta cu i. Și vom scrie i egal cu. O să vedeți de ce. Haideți, în prima parte să înlocuim. E la pi pe 2 ori sin de pi pe 2 minus E la pi pe 2 ori sin de 0. Și acum pune minus și vom pune o paranteză, da? pentru că trebuie să facem din nou e la x ori cos de x 0 pi pe 2 și vom avea minus, da, pentru că uh, avem uh, și cealaltă relație tot cu minus, vom pune plus minus integrală din e la x ori sin de x. De x. Da? Și acum observăm că această integrală este tot I. O vom nota tot cu I pentru că este integrala inițială. Și vom scrie I va fi egal cu E la pi pe 2, ori sin de pi pe 2. Sin de pi pe 2 este 1, sin de 0 este 0. Și va rămâne doar L la pi pe 2, minus, desfacem parantezele, și vom pune din nou paranteze, că e minus în față. Deci E la pi pe 2, ori cos de pi pe 2 minus e la 0 cos de 0. Da? Și vom avea minus i. Și acum, acest minus i îl trecem în partea dreaptă și vom avea i plus i, adică 2i va fi egal cu e la pi pe 2 minus. Acum, cos de pi pe 2 este 0 și cos de 0 este 1 deci ne va rămâne doar E la pi pe 2 ori 0, deci ne va, va mai rămâne doar plus, pentru că primul produs e 0. Și de aici rezultă că I va fi egal cu E la pe 2 plus 1 totul supra 2. Și la punctul C va trebui să arătăm că integrală din f de x minus pi pe 2 și f supra f de x ne va da minus logaritm natural din 2 ori supra radical din la pi. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Deci vom scrie integrală de la pi pe 6 la pi pe 2. Din f de x minus pi pe 2, totul supra f de x, de x. Haideți să facem cât înseamnă f de x minus pi pe 2. f de x este e la x ori sin de x, da? Și vom înlocui pe x cu e la puterea x minus pi pe 2 ori sinus de x minus pi pe 2 iar sinus de x minus pi pe 2 ne va da cosinus de x. Și vom scrie e la x minus pi pe 2 ori cosinus de x. Iar atunci integrala noastră va arăta în felul următor. E la x minus pi pe 2 ori cos de x, totul supra E la x ori sin de x. Haideți să sus să despărțim. E la x minus pi pe 2. și o să observăm că se simplifică cu e la x de jos. Și ne va mai rămâne. E la minus pi pe 2 este constantă, deci trece în față, deci nu conține niciun x. Și va rămâne cos de x supra sin de x. De x. Da? Și această integrală o vom rezolva prin, prin metoda substituției, adică îl vom nota pe sin de x cu t și dacă derivăm ne va da cos de x de x egal cu dt, adică cos de x de x vom pune dt și în loc de sin de x vom pune t și vom avea e la minus pi pe 2, integrală de la pi pe 6, pi pe 2, din dt supra t. Da, care este logaritm natural din t și vom putea înlocui direct pe t, adică logaritm natural din sin de x. care va fi egal cu e la minus pi pe 2, pe lângă, logaritm natural din sin de pi pe 2 minus logaritm natural din sinus de pi pe 6. Și vom obține L la minus pi pe 2, sin de pi pe 2 este 1. Și minus logaritm din sin de pi pe 6 este 1 supra 2 și vom obține logaritm natural din 1 este 0, deci avem, ne va rămâne minus logaritm din 1 pe 2. Pune minus în față, minus e la minus pi pe 2, logaritm natural din 1 supra 2. Iar acest lucru vom putea scrie direct minus logaritm natural din, natural din 2, totul supra radical din e la pi ceea ce trebuia să demonstrăm.